Discutăm, domnule Manule, și despre anunțul care a surprins scena politică zilele trecute și mă refer aici la demiterea lui Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. O decizie surprinzătoare anunțată de premierul Florin Câțu. Ministerul a fost preluat interimar tot de Florin Câțu. Credeți că are legătură această mutare a atribuțiilor de la Nazare la Câțu și cu bătălia care se dă în Partidul Național Liberal în aceste zile între Ludovic Orban și Florin Câțu? Are legătură exclusiv cu subiectul ăsta. Nu există alte motivații. Și dacă vă uitați, toate remanierile de până acum, de fapt două, au avut legătură exclusiv cu lupta politică. În cazul lui Vlad Voiculescu a fost lupta politică PNL-USR, în cazul domnului Nazare este vorba despre lupta politică PNL-PNL. Până la urmă, lupta politică din interiorul unui partid nu trebuie să fie neapărat o temă de interes. Problema principală care se manifestă și în această speță este că lupta politică se repercutează asupra finanțelor statului, asupra bugetului public, asupra intereselor cetățenilor. Pentru că dacă domnul Câțu s-a pus pe sine ministrul interimar al finanțelor doar pentru a-și da tot sieși ca prim-ministru niște propuneri referitoare la rectificarea bugetară care să servească anumitor primari liberali, atunci nu e în regulă și aici nu mai e vorba despre PNL, este vorba despre bugetul țării, despre banii tuturor contribuabililor și ai dumneavoastră și ai mei și al oricui altcuiva și asta nu mai e o temă privată, este o temă publică. În sprijinul acestei idei a folosirii banilor publici în scop intern în PNL stă chiar întâlnirea de ieri pe care domnul Câțu a avut-o, spun știrile, cu primarii liberali din Teleorman. Eu aș spune că s-a întâlnit cu liberalii din Teleorman, nu cu primarii. Că dacă se întâlnea cu primarii, primarii din Teleorman sunt și de alte culori politice. Dacă vroia să se întâlnească cu primarii, trebuia, de exemplu, să vorbească și cu primarul DMR, și cu primarii PSD, și cu primarii PNL, PMP, USR, știu eu cine mai are, independenți, de ce nu? Nu, acolo a fost doar o întâlnire de partid, care n-a avut loc la sediu din Modrogan, ci a avut loc într-un spațiu care nu este al PNL, guvernul României nu este al PNL, este guvernul României, iar ședințele de partid ar fi bine să și le țină domnul Câțu la sediul partidului. Dar din ce știți, au fost doar primari liberali acolo? N-au fost și de la doar primari liberali și din câte știu eu întâlnire? Și conducerea CNI. Investițiile țării par a se duce înspre PNL în această lună, așa cum atunci când s-a făcut bugetul țării la începutul anului, investițiile s-au dus tot pe culori politice. Un exemplu foarte clar este că primăria Brașov, și n-am nimic cu brașovenii, dar primăria Brașov, unde este un primar USR, a primit undeva la 30 de milioane de lei, iar Consiliul Județean Dâmbovița, care este condus de un social-democrat, a primit 600 de mii de lei. Este o discrepanță enormă și sper că nu este, cum să zic, nu este doar despre politică aici. Sper că se înțelege că este vorba despre faptul că brașovenii, care au tot dreptul să primească bani de la bugetul central pentru a-și dezvolta localitatea, sunt totuși egali cu dâmbovițenii, care, ok, au votat altfel, dar e nevoie să se dezvolte și județul Dâmbovița, mai ales că în județul Dâmbovița PSD nu a făcut 100% din voturi. Sunt și votanți liberali, ori fi votat unii cu Pro-România acolo, ori fi și câțiva votanți UDMR, ori fi și oameni care n-au votat deloc și care nu vor vrea să voteze niciodată. Dar asta nu înseamnă că prin comuna sau prin orașul lor nu trebuie asfaltat. Deci banii se împarte în funcție de fidelități politice sau de culoare politică? De culorile politice la vârf, în disprețul realității, că sub președintele acela de Consiliu Județean, indiferent ce culoare are el, sunt cetățeni care au votat cum au vrut ei și trebuie să fie la fel de liberi să voteze cum vor vrea ei oricând. Pentru că de-aia suntem o democrație. Ce încearcă să transmită domnul Câțu? Aveți grijă cum votați ca să primiți sau nu bani de la bugetul central? Asta este o chestie ridicolă până la urmă.